De Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Acum, vă rog să nu priviți aspectul ăsta că vor fi două mesaje în dimineața aceasta, ci încerc să păstrez cumva o continuitate a ceea ce fratele Aurel a început și să mergem acasă cu ceva. Amin. N-am să recitesc textul pentru că a fost citit. Titlul mesajului, așa cum a fost trimis și pe grupele noastre, Chipul vrednic, partea finală din primul verset, care a dat un motou acestei întruniri a noastre, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Un chip vrednic de chemare. Despre ce chemare este vorba? Fratele Aurel spunea și repet și eu, poate vor fi unele lucruri care le vor repeta, dar nu este o problemă asta. Primele trei capitole din Cartea Efeseni se ocupă de chemarea creștinului. Chemarea creștinului. Ultimele trei capitole, 4, 5 și 6, exact despre asta se ocupă, despre umblarea creștinului într-un chip vrednic, o trăire practică. Prin urmare, primele trei capitole ne poartă în locurile cerești, că așa începe Efeseni, nu? Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ne poartă undeva așa, știu eu, dacă pot să spun, în spațiu cumva, în locurile cerești. Iar capitolele 4, 6, 4, 5 și 6 ne aduce cu picioarele pe pământ din nou. Și zice, stați puțin că încă nu-i gata. N-ați ajuns acolo. Trebuie să învățăm cum să ne comportăm unde? În biserică, în familie și în societate. Trebuie să învățăm, deci trebuie să știm să ne comportăm în biserică, în familie și în societate. Apostolul Pavel scrie într-una dintre epistolele sale, am multe să spun, dar dacă n-am să vin să ți le spun sau dacă nu ți le scriu, totuși va trebui să înveți ca să știi să te porți. Cum să te porți? În casa Dumnezeului celui viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Vedeți? Cum începe capitolul 4? Zice, Pavel se numește pe sine întemnițat pentru Domnul. În pușcărie pentru Domnul. Acum, în ziua de astăzi, dar nu să vorbim, atunci, să fi fost întemnițat era o rușine. Dar Pavel parcă privește ca și o onoare, o cinste care i s-a dat lui să fie întemnițat pentru Domnul, închis pentru Domnul. El se folosește de expresia asta și pune atâta valoare și se bucură de faptul că putea să sufere pentru Hristos Domnul mai tare ca și orice altă poziție ar fi avut. Apostolul Pavel nu poruncește cum să ne comportăm în biserică, în familie și în societate. Zice, vă sfătuiesc. Anania traduce în felul următor. Din suflet vă rog, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic. Vă sfătuiesc, vă rog din suflet, purtați-vă într-un chip vrednic. Fratele Ionuț, la timpul de închinare, ne vorbea despre acea umblare, despre acel drum. Fratele Aurel, la fel, vin și eu și spun lucrurile astea. Citesc din cuvântul Domnului și îmi dau seama pentru că suntem
într-o alergare, într-un drum, într-o mișcare, într-o acțiune, încă nu-i gata. Mă, mi-ar părea bine, sincer să mi-ar părea bine, să știu că am fost mântuit și după aceea, gata, la revedere, ne vedem sus în cer, putem să facem ce vrem, trăim cum vrem și ne vedem sus. Nu este așa. Nu este așa. Poate că mi-ar părea bine, știu eu, poate că și vouă v-ar surâ de ideea. Nu. Expresia asta sau deviațiile din expresia a umbla apare de cel puțin 7 ori în cartea Efeseni. Adică să umbli, să te porți, 2 cu 2, 2 cu 10, 4 cu 1, 4 cu 17, 5 cu 2, 5 cu 8 și 5 cu 15. Toate ne îndeamnă să umblăm, adică să ne comportăm. Expresia asta, umbla, nu face altceva decât să descrie toată sfera comportamentelor a unei persoane. Care ce? La ce chemare a fost? La ce a fost chemat? Să facă parte din trupul lui Hristos. Să facă parte din trupul lui Hristos. Adică este chemat să aibă un mod de viață integru. O umblare vrednică. O umblare vrednică de care se bucură, mă bucur eu, te bucur și tu, că facem parte din trupul lui Hristos, care este biserica lui. Unde? Încă o dată, în toate sferele vieții, biserică, societate, familie. O umblare vrednică care are, are ca trăsătură de bază lucrurile despre care fratele Aurel spunea, caracteristicile, virtuțile care le avea acolo. Auziți, smerenia, blândețea, îndelunga răbdare, îngăduința creștină, așa am numit-o eu, și păstrarea unității Duhului prin sau în legătura păcii. S5. Mă agăț de primele două, smerenie și blândețe. Ce este smerenia? În primul rând vreau să vă spun că este o alegere. Zice cuvântul Domnului că smeriți-vă dar sub mâna tare lui Dumnezeu. E o alegere. Eu pot să mă smeresc sau pot să nu mă smeresc. Adică vreau să mă smeresc sau nu vreau să mă smeresc. Smerenia nu este altceva decât opusul sau reversul îngânfării, a mândriei. Blândețea. Ce este blândețea? Ați avut de-a face sau ați întâlnit oameni blânzi? Despre cine în Scriptură spune cuvântul Domnului că a fost cel mai blând om de pe pământ? Moise. Spunea cineva, criminal cu acte în regulă. Păi l-a lovit pe egipteanul ăla și a fost mort. Cel mai blând? Când poate să spună Dumnezeu despre un om că este blând? Blândețea. Nu este altceva decât o atitudine de plecăciune în fața voii lui Dumnezeu. O atitudine de aplecare, de te apleca în fața voii lui Dumnezeu, fără murmur, fără răzvrătire, și o atitudine care îți dă pace și liniște atunci când ai de-a face cu răutatea celuilalt. Când întâlnești un pitbull, un bulldog, de ala, nu bulldog, cum ai zis? Dulău, așa. Tu să stai liniștit și să-l lași să latre cât o vrea el. Să-ți păstrezi calmul, să-ți păstrezi liniștea. O trăsătură de caracter, bineînțeles, exemplificată la modul suprem, cel mai sublim, în viața unui singur care a spus despre el: eu sunt blând și smerit cu inima. Hristos Domnul. Învățați de la mine, a zis Iisus,
Pentru că la baza caracterului meu stau astea două lucruri. Blândețea și smerenia. Suntem oare conștienți de afirmația asta care o face Iisus? Cel care a creat universul, aștri, corpurile cerești, le-a dat nume la fiecare, le-a pus pe orbită și se mișcă într-o perfecțiune extraordinară. Cel care păstrează puzderea de constelații pe traiectoriile lor. Cel care măsoară munții, auziți, spune cuvântul Domnului, cu cumpăna lui și dealurile cu al său cântar. Cel care ține apele oceanelor în palma lui. Înaintea căruia toți locuitorii, noi și toți de pe tera, suntem niște furnici, niște insecte micuțe. El, Iisus, îmbracă chip de om și se descrie pe sine și zice, sunt blând și smerit cu inima. Deci, frați și surori, El nu a creat un model, nu a creat un ideal. El a fost așa. El a fost așa. Nu zice despre altcineva. Eu sunt blând și smerit cu inima. Acum dați-mi voie să vă zic. Îndelungă răbdare, îngăduință, în dragoste, păstrarea unității Duhului, dacă nu le avem pe astea două, smerenia și blândețea, este imposibil, nu se poate. De-aia am zis că vreau să mă agăț numai de astea două. Nici nu are rost să vorbim despre îndelungă răbdare, pentru că cum dacă îndelungă răbdare dacă tu nu ești smerit și nu ești blând? Vreau să vorbesc despre mine, în primul rând. Cum pot să spun despre mine că am îngăduință în dragoste cu unul și cu celălalt, dacă nu sunt smerit, dacă nu sunt blând? Nu merge, n-are cum, nu funcționează. Cum ne numim noi? De ce Iisus, după ce înviază, zice femeilor, mergeți la cine? La frații mei. Și spuneți-le să mă aștepte în Galileea. Noi cum ne numim? Frați și surori, nu? Acum, ori ne numim, ori și suntem. Ne-am prins la colț unul pe celălalt acum. Cum e? Suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Chiar? De ce atunci între noi nu este îngăduință? De ce? Simplu. Nu-i smerenie, nu-i blândeță. De ce nu este unitate? Când ne îndemna Duhul Sfânt la unitate, să păstrăm unitatea Duhului prin sau în legătura păcii. Nu-i smerenie, nu-i blândeță. Când se roagă Solomon pentru sfințirea templului și pentru popor, după ce toți pleacă acasă, își pun chitările în cuie, le agață, își pun harfele, pun eu apucat și se duc să se culce, Solomon se duce și el în odaia lui de noapte să se culce, vine Domnul și zice, îți ascult rugăciunea, condiționat. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, ce zice, se va? Smeri, hei! Vedeți? Revenim la ceea ce Iisus spunea. La baza mea stau astea două lucruri. Smerenia și blândețea. Învățați de la mine. Modelul cel mai puternic este Hristos Domnul. Filipeni capitolul 2. Este textul biblic care ne arată, de fapt, alegerea care a făcut-o Hristos Domnul. A ales să se smerească.
La fel ca și mine, la fel ca și tine. Aleg sau n-aleg? Nu, problema este în felul următor. În momentul în care n-aleg să mă smeresc, automat să știi că nu ești pe un teren neutru. Nu este. Atunci vine celălalt și îți aduce ce? Îngânfare. Îți aduce puțină mândrie. Știi ce se întâmplă? Îl ai potrivnic pe Dumnezeu. Zice că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Asta e cuvântul Domnului. Stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. De la cine învățăm? De la cine învățăm virtuțile astea? Domnul Iisus Hristos, nu? Oare tot să învățăm de la El? Bă, parcă în ziua de astăzi s-au înmulțit învățătorii așa ca și ciupercile după ploaie. Nu vorbesc despre Biserica Betel. Încercați să dați numai un click și o să vedeți câți fac life-uri, adică așa scrie, L-L-A-I-F-F, life. Și au pretenția că, și poate că voi, dați share. Poate că unii de aici, bă, ce fain vorbește ăsta, mă, ce mândru spune. Am fost cumva și eu ispitit, m-am uitat la unul și s-a dus într-o casă și scoate pormoneul din buzunar. Uitați-vă, frate, ultimii bani îi dau la săraci. Alții comentau, bă, ăsta e robul Domnului, nu ăsta da, nu ăsta da, slujitorul Domnului. Și atunci zici, bă, ăsta nu mai are bani. Și scrii, tac, 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 frate, trimite-mi contul că... E așa sau nu e așa? Oare s-a întâmplat așa aici? De la cine învățăm? Profil. Apostol, proroc și auziți, lucrez cu Duhul Sfânt. Așa, așa are unul, profilul lui. Mă, parcă Duhul Sfânt ar fi, scuzați-mi expresia, o lopată. Domnul să ne ierte. Atenție mare, dragi frați și surori, de la cine învățăm, de la cine învățați? Iisus a zis, învățați de la mine. Amin. Pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. De aceea continuă apostolul și zice, El a dat pe unii. Pe unii. De ce? Pentru zidire, consolidare a trupului lui Hristos. De aceea sunt slujitori în biserică. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Când aici, când încolo. Purtați de orice vânt de învățătură. Citesc din Biblie. Prin viclenia oamenilor șmecheri și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Îi destui să aibă vă 5, 10 care îl susțin. Frați și surori, treziți-vă. Închideți, dacă credeți că nu puteți, închideți-vă contul de Facebook sau știu la ce vă uitați, la altceva. Dar învățați cuvântul Domnului în primul rând de aici, din adunare. Eu cred că, virgulă, cuvântul Domnului care se predică de aici este un cuvânt curat. Prin harul Domnului ne câștigăm pâinea de cea de toate zilele muncind. Ne facem timp și pentru a da hrană spirituală. Cu toți împreună venim la biserică și ne bucurăm de părtășie binecuvântată, de prezența Duhului Sfânt în adunare. Rămâneți în învățătura Scripturilor. Auziți ce zice Petru?
Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să doriți laftele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire. Adică, ideea nu este de a rămâne prunc, cum se spunea, copil, tot timpul numai cu Kellogg's și cu lapte să mănânci. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți ce? O casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Maturitatea pocăitului, conștient fiind că stau înaintea unui Dumnezeu real, să aduc o jertfă plăcută lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Mergem în 2 Petru. Vedeți? Umblarea despre care vorbeam și se vorbea aici, de a te purta, de a fi un mod, într-un mod integru în viața de zi cu zi, în viața de biserică, în viața de familie, în societate, ci că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, e mândru, da, umblă cu ochii închiși, e îngânfat și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. E și buiac, cum se zice la noi în Ardeal. Deci, dragilor, haideți să înțelegem în dimineața aceasta, zice Evrei final de capitolul 12, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Am primit o împărăție. Să ne purtăm într-un chip vremnic, adică să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Epistola lui Pavel către Efeseni cu precădere este o epistolă care vorbește despre taină, despre taina lui Hristos ascunsă peste viacuri, dar nouă acum descoperită, și anume despre biserică. Biserica lui Hristos. Dar până atunci, până când vom fi cu El împreună, fraților, ce s-a arătat? Ce știm? Ce cunoaștem? Dacă avem întrebări fără răspuns, nu este dator Dumnezeu acum să ne răspundă la niciunul. Datoria mea și datoria ta este să mă port într-un chip vrednic. Voi care sunteți părinți și aveți copii, nu e așa că întotdeauna când calcă pe bec, așa am fost și eu, când am călcat pe bec cumva și am mers într-o parte și în alta, am făcut de rușine părinții mei. Numele părinților mei. Este așa sau nu e așa? Când copilul tău ia razna, nu e așa că te gândești, bă, îmi face numele de râs. Din alt punct de vedere, fiindcă suntem chemați ca să moștenim viața veșnică, ce Dumnezeu, eu am făcut tot, v-am pus tot la dispoziție, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia. De aceea, spune apostolul, vă rog, dați-vă toate silințele. Am fost 3 săptămâni plecat, 3 duminici de fapt, și am avut harul să întâlnesc oameni deosebiți cu care ne-am împretenit, m-am împretenit,
Am ajuns într-o vineri la Detroit, într-o vineri după masă. Sâmbătă dimineața am început în biserică acolo slujirea, a avut un botez nou testamentar, 46 de candidați. O biserică imensă, într-adevăr, mare de tot. Păi duminică dimineața, duminică seara, tot în Bethel, Detroit. Păi marți am zburat la Fort Lauderdale, în Florida, la sora mea, pentru care noi, ca și biserică, ne-am rugat și vă rog să vă rugați în continuare. Bolnavă de cancer, boala își spune cuvântul. Am luat ce este, ce am văzut acolo și spuneam și cumnatului meu, care 24 din 24 trebuie să fie lângă ea, lângă sora mea. Petrica, nu știu, dacă Dumnezeu nu face o minune, ea se duce. Într-adevăr, au fost date ceva lucrări în care au fost confirmări că cerul o așteaptă. Greu, de 15 ani, să duci boala asta în trup. Apoi am revenit înapoi la Detroit, două zi plecat la Chicago, într-un podcast acolo cu doi frați deosebit, mi-a luat câteva întrebări, un interviu. Apoi duminică dimineața în biserica Ghețiman, Chicago, seara la Elim, Chicago, biserică mare, la fel. A revenit la Detroit, joi seara împreună cu frații din Detroit. Apoi vineri dimineața am plecat la Tennessee. Distanțele la ei nu se măsoară în kilometri, în ore. Cam 8 ore de condus, spunea prietenul meu Iulian, zic, câți kilometri până acolo? Ce, nu vorbim de kilometri, vorbim de ore. 8 ore, aproape 8 ore de condus. Am ajuns cu bine, mulțumim Domnului. Vineri după masă aflăm că seara aceea era și program de rugăciune în adunare până după miezul nopții, până la 1:30, de la orele 7. Apoi, duminică dimineața, bineînțeles, în biserica din Tennessee de acolo, Knoxville sau cam așa ceva, orașul unde e biserica. Și apoi duminică seara într-o biserică a fraților vorbitori de limba română din Republica Moldova. S-au bucurat foarte mult. Transmis har și pace fraților din Germania, bisericilor de aici. Itinerarul, într-adevăr, a fost obositor. Schimbarea de oră la fel. Azi dimineața era ora 3 și nu eram adormit. Mă chinuiam, mă uitam la ceas. Doamne Iisuse, mai am un pic și trebuie să mă trezesc. Și într-un târziu am adormit. Mă simt un pic puțin obosit, dar asta este, ce să facem, greutatea slujbei. Mulțumim Domnului că a fost cu mine, m-a păzit, m-a ocrotit, călătorile care le-am făcut, care le-am avut. Mulțumesc bisericii care m-a purtat în rugăciune, care v-ați rugat pentru familia noastră, pentru mine personal, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să mergem acasă cu ideea aceasta. Să nu renunțăm așa ușor, frați și surori. Să nu renunțăm așa ușor, de dragul cerului, de dragul chemării care ne-a făcut-o Dumnezeu. Să nu renunțăm. Luptați-vă lupta cea bună. Fiți smeriți, fiți blânzi și învățați de la Domnul Iisus Hristos. De aici, din cuvânt care este propovăduit, este predicat, este cântat în Biserica Bethel din München. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Haideți, vă rog, să stăm ridicați. Cuvântul Domnului, versetul 4 din Efeseni, capitolul 4, spune în felul următor. Este un singur trup, un singur duh. După cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Frumos, nu? Este un singur trup. Chiar dacă în câteva minute noi de aici ne despărțim și merge fiecare la casele lui,
rămânem în aceeași unitate a Duhului. Un singur trup. Un singur trup. Un singur Duh. Un singur Domn. Un singur Dumnezeu. O singură credință. Un singur botez. Domnul să binecuvinteze Biserica Betel. Haideți să ne rugăm să mulțumim Domnului pentru acest cuvânt, pentru părtășia care am avut-o în dimineața aceasta în casa Lui. Și Domnul să ne binecuvinteze familiile noastre, săptămâna care ne stă în față, cu mult har și pace și pază de sus peste căminile noastre, casele noastre, protecția Lui cea sfântă să fie peste casele noastre, pace acolo unde nu este pace, liniște acolo unde nu este liniște. Și orice gând să-L facem rob ascultării de Iisus Hristos. Amin. Ne rugăm.